Decizia privind condamnările în dosarul colectiv a fost amânată. Din nou, magistrațiile de la Curtea de Apel București au amânat pronunțarea sentinței definitive pentru data de 3 mai, pe motiv că nu au avut timp suficient să delibereze. Au trecut aproape 7 ani de la tragedia din Clubul Colectiv și magistrații încă nu sunt în stare să iau o decizie. Deși procesul s-a încheiat în luna decembrie anul trecut, judecătorii Curții de Apel încă ezită să dea o decizie definitivă și au amânat pronunțarea pentru luna viitoare. Tot ce pot să spun este că eu cel puțin am lăsat să termine, pentru că în 6 ani și jumătate ar fi trebuit la ora asta să știm cine sunt vinovații și să simt că niște oameni ne răspund pentru ce s-a întâmplat atunci, mai că din păcate, iată, tot amânăm, iar asta pentru mine este, aș zice, criminal. Nu pot să-ți bag joc așa de niște rude care așteaptă să aflete sau muri putiva. O nouă amânare, adică nu-i frumos să judeci justiția. Cu toate astea, eu cred că deja se întrece orice limită a nesimțirii și a... Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. În acest dosar, Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului 4, a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare. Cei 3 patroni ai Clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni de închisoare, pompierii care au făcut controlele la club la 10 ani de închisoare, iar patroana firmei de artificii, Daniela Niță, decedată între timp, 12 ani și 8 luni de închisoare. Printre condamnați mai sunt 2 pirotehniști, un director al firmei de artificii și 3 funcționari ai primăriei sectorului 4. Însă, cu toate aceste condamnări în primă instanță, la ultimul termen al procesului din 21 decembrie 2021, avocații inculpaților au solicitat chiar achitarea, pe motiv că procurorii ar fi greșit când au decis trimiterea în judecată a clienților lor, dar și magistrații Tribunalului București când au pronunțat pedepse cu executare. Procesul ăsta trebuie să se încheie prin pedepsirea vinovaților, iar din punctul meu de vedere, el trebuie să aibă o continuitate. Și anume, de ce copiii care au scăpat din incendiu au murit în spitale. Și aici avem o plângere penală care zace de 5 ani de zile în tratarele parchetului general și de 2 ani de zile în tratarele parchetului militar. Pentru că mă întorc la ce spuneam mai înainte, nimeni nu-și dorește ca statul să fie vinovat. Iar dacă ne uităm puțin așa la ce s-a întâmplat în colectiv. Avem pompieri vinovați în control, avem pompieri vinovați în intervenție și avem niște conducători ai sistemului de urgență care au decis în acele zile următoare incendiului ca răniții să fie transportați. Iar dacă au fost transportați, au fost transportați fără resurse. Deci avem o instituție a statului care nu și-a făcut treaba pe toate palierele. 60 de oameni au murit în urma tragediei de pe 30 octombrie 2015. O altă victimă s-a sinucis, iar alte sute de tineri au rămas cu traume pe viață.